Vreau să fac un anunț înainte, neapărat un anunț. Weekendul acesta este târgu la Râmnicu Sărat, târgu apicol, la care o să fiu și eu prezent. O să fiu prezent pentru că voi m-ați obligat. Nu m-ați obligat. Asta așa a fost competiția respectivă. M-ați trimis la târgul respectiv, așa că trebuie să mă duc. Altfel nu știu dacă m-aș fi dus, că este și cam departe, dar voi ați decis, sau și voi ați decis să fiu acolo. Așa că ne vedem pe acolo. Cine dorește să converseze eventual ceva cu mine. Ăsta este ucraineanca, care am deschis-o pe 1 februarie. Aș fi curios, după 21 de zile, cam cum stăm cu puietul. Pe 1 februarie a început ponta. Și după 21 de zile, cam cum am stat cu puietul. Astăzi suntem în 21. Bine, 20 de zile. O să verific consumul de turte, de miere, unde este cazul, completez. 21 februarie, 24, 2 săptămâni de când am băgat turtele proteice la rândul ăsta. Și așa cred eu că am, după 2 săptămâni băgam și în anii precedenți, sper să le fi consumat. Dacă le-a consumat, punem și tura 2. Uite, azi, de exemplu, se vede acolo, doar aici în mijloc e consumat. Deci nu este nevoie. N-a terminat de consumat. Aici la fel, se vede doar mijlocul, în rest încă nu a terminat. Rămân așa deocamdată. O să pun eu capacele la final, să nu ne lungim degeaba. Ăsta este care n-a avut puie deloc atunci când i-am verificat. A mâncat mai mult decât ăia, dar încă are. Și ăsta încă are. Aveau și hrană, s-a văzut și atunci pe filmarea precedentă când am băgat urtele astea, că aveau încă coronițe mari de miere. Și nu ajunsese la speteaza. Ăsta a cam consumat-o. Ăsta o să-i pun. Din ce mi-aduc eu aminte, parcă ăsta avea și cel mai mult puiet. Că l-am deschis eu acum 2 săptămâni. Acum, că o fi vreo legătură între consumul de turtă și puiet, imediat pun eu și restul ăsta.
punem turta nouă. Bun. Nu o să verific de cuiet. Am spus-o că concluziile rezultatului final o să le trag la culesuri, respectiv primele culesuri, pentru că cam pentru asta dezvoltăm toți, pentru primele culesuri, rapiță și salcâm. Și atunci vedem, vreau să văd rezultatul final, câtă miere aduc în plus stupii ăștia care au primit turta super proteică. Dacă merită sau nu investiția. Bun. Ăsta la fel foarte puțin a consumat. În mijloc aici. Nu o să-i pun. Și ăsta mai are. Și ăsta se vede consum aici. Mai este în față. Iar ăsta e posibil iar să fi consumat, pentru că da. Pentru că ăsta și avea hrană mai puțină. Asta l-am deschis și pe 6 ianuarie și de atunci am observat că avea deja puiet și hrană mai puțină. Deci clar, cei care au hrană puțină se bagă și în turte, cum e ăsta. La ceilalți, dacă au hrană coronițe de miere, se pare că nu prea s-au băgat. Acum, că o fi vreo legătură între, adică clar și lipsa coronițelor de miere a influențat albinele să ajungă mai repede la turtă. Da, posibil și puietul. Posibil și puietul, în funcție de cât puiet are fiecare. Acum eu i-am deschis atunci, nu-i mai deschid. Și ăsta arată bine. Se pare că se umflă. În albina. Opa. Haide, mă. Deja văd cu puiet căpăcit acolo. Să pun și turta asta. Deci ca și concluzie, ca și prima concluzie, au consumat turtele cei cu rezerve mici de hrană, de miere,
și eventual puiet mult, mai mult. Cam asta este. Imediat o să arăt și rândul de la umbră, rândul care am pus miere la pungă. Să vedem dacă a consumat din mierea respectivă. Eu aș crede că nu, pentru că fiind la umbră, ei au și dormit mai mult, să spun așa. Și se vede și acum că sunt încă în ghem. Și e posibil să nu fi luat urtele de miere. Pauză. Ăștia sunt cei de la umbră. Să vedem dacă s-au apropiat de pungile cu miere. Mă uit aici în partea din față, pentru că aici am pus pungile. Prima pungă neatinsă. A doua pungă neatinsă. Oricum, nu știu dacă am numere, mă uit imediat pe spate. Să-i țin minte și pe ăștia. Pentru că eu știu că sunt, ăștia sunt familii bune, chiar dacă sunt făcute anul trecut, înființate. N-ar fi luat mierea, turta, mierea, că sunt slăbuțe, nu. Pur și simplu, nu le-a trebuit, nici asta nu este luată. Aceasta, cum le-am pus, așa sunt. Deci pungă de miere. Ăsta nu are pungă de miere, dar hai să-l deschid și pe el dacă tot. Pungă de miere în cască a emoții. Dacă nu le trebuie, nu se ating. Ia uite cum stau, nemișcate. Sunt și la umbră, sunt un pic și mai, e un pic și mai răcoare aici. Acum vedem dezvoltarea, dacă i-am împiedicat. Se vede că s-a amorțite. Și e filmat în aceea zi cu aia de a verifica la turtă. Am spus-o că nu i-am avut aici. Ăștia. Sunt și eu curios cum o să se dezvolte. Dacă o să meargă bine anul viitor, îngrămădesc mai mulți aici la umbră. Ia stai să văd eu dacă am numere pe ei. Ăștia sunt tablele cu care țin acoperiți. A, n-am numere decât pe ăsta atât. O să dai un numere și o să-i
să-i monitorizez tot așa în timpul culesurilor, să vedem cum s-au descurcat. Pentru că, până la urmă, pe toți ne interesează culesurile. Cam astea.